ce rost are să mai deschidem iar subiectul, iar să ne supărăm, iar să ne amărăm, iar... Știi foarte bine, da, Andreea nu poate să aibă copii. Stai liniștită, nu fi speriată, pentru că tata vine. Păi, dar de câte ori mi-a zis mie că vine și n-a venit? O să vină. A vorbit mama cu el. Stai liniștită, da? Într-adevăr, ne-a răscolit și pe mine m-a răscolit puțin, dar asta nu înseamnă că... Tu ești mai presus. Noi doi suntem mai presus de orice. Promitem că o să găsești o soluție. Promitem că o să ai grijă de Maria Alex. Atât vreau. Cristina, îți promit. Cum să-i spun adevărul, Ioana? Să-i spui adevărul, omule, că e femeia ta, e soția ta. Și ce să-i spun de Maria? Că e copilul meu? Da. Eu am o soție. De ce ești nervoasă? Nu se întâmplă nimic, păi Andreea, adică discutăm și noi. Intru în casă și vă aud spunând că Andreea nu trebuie să afle ce nu trebuie. Ai înțeles tu greșit, noi vorbeam despre altceva, da. Minciunile fără sfârșit aduc cu sine complicații și suferință inutilă. Iar când printre minciuni intervine și moartea, situația devine tragică. Cum poate un eveniment nefericit să schimbe destine și să transforme vieți? Aflați astăzi într-o ediție emoționantă și plină de suspans. Familia Olaru, Alex și Andreea sunt un cuplu de mai bine de 10 ani. Viața lor se învârte în jurul jobului. Alex este inginer constructor, iar Andreea contabilă. Deși nu mai sunt chiar în floarea vârstei, au peste 35 de ani, nu au copii și nu pentru că nu își doresc, ci pentru că Andreea, în urma investigațiilor făcute, a fost diagnosticată cu infertilitate și nicio procedură modernă nu o poate ajuta, din păcate, să devină mamă. Acest lucru nu este deloc pe plac doamnei Lucia, mama lui Alex, care și-ar dori să devină bunică, dar din nefericire, oamenii nu pot schimba destine. Îți plac, mamă, soacră, pastele? Foarte bune. Da? Da. Îți place sosul, nu? Ne bucurăm. Ți-ți plac, Alex? Foarte bune. Da, nu? Foarte bune. Ce mai mănâncă, mamă? Mai mănâncă. Nu mai pot, mami, nu mai de pot. De ce? Nu mai pot. Și așa mânca prea mult. Eu și cu Alex avem relația perfectă și o căsnicie foarte fericită de 10 ani. Însă cu mama lui nu mă înțeleg foarte bine. Andreea este femeia perfectă pentru mine. Iar de 10 ani de când suntem căsătoriți, nu mi-aduc aminte să ne fi certat vreodată serios. Am mai mâncat și acasă? Păi de ce ai mâncat, mamă, soacră acasă? Nu ți-am zis că pregătesc eu tot? Tu cam ce credeai? Că o să stau nemâncată o zi întreagă, că vin la tine să-mi dai tu să mănânc? Acum, sincer, tu știi că eu sunt și cu diabetul și nu pot să stau... Mamă, soacră, că e ziua ta și am zis să te sărbătorim și noi frumos. Păi n-am nimic, lasă că mai stai puțin și după aia mai mănânci puțin. Ok? Nu mai pot. De ce, mamă? Eu trebuie să mănânc mai puțin pentru că am diabet, mamă. Mănânci mai puțin și mai des. Nu pot, am zis că nu mai pot. Dacă bine, nu mai nu pot, vă nu mai pot. Certați, hai să ciocnim la mulți ani, să ne trăiesc, să fii sănătoasă, la să fii ani. Alături de noi mereu. Mulțumesc, mulțumesc. Să ne bucurăm de tine, mamă, soacră. Mulțumesc, copii, mulțumesc. Așa, bine, păi atunci dacă nu mai mănânci, am altă surpriză pentru tine. Dar ce surpriză? Imediat mă întorc. Mie să nu mi-aduci nimic, că nu mai mănânc nimic, eu n-am voie. Lasă, mamă, lasă, hai să vedem surpriza întâi și după aceea. Hai, mamă, liniștită. Haide că doar facem și noi o petrecere de ziua ta, nu? Mamă. Nu? Mamă, ziua mea a fost acum o săptămână. E, acum așa, da. Tu știi că n-am putut. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mama, să trăiască! Fac eforturi foarte mari să intru în grație soacră-mi, dar se pare că e în zadar. Nu știu ce i-a făcut femeia asta băiatului meu, dar mie una nu mi-a plăcut de ea de la început. Hai, suflă în mânări, mamă soacră! Haide! Hai, mamă! Eu mai simt copil să mai suflu. Haide, dar să-ți pui o dorință! Măi, ți-am zis că eu nu pot să suflu. Suflă, 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 suflă. Da, puneți o dorință. Bravo! Dorință? Mamai, să-mi pun și dorințe? Nu ți-ai pus o dorință? Eu am o dorință în sufletul meu mare de tot. Ce dorință, mamă? Că Dumnezeu nu o să mi-o îndeplinească. Și nu știu de ce nu mi-o îndeplinește, că n-am făcut niciun rău. Dar e dorința mea arzătoare, care sunt sigură că nu mi-o vei îndeplini.
Uite, ți-am luat și cadou, mamă, soacră. La mulți ani. Măi, mulțumesc, dar nu trebuia, măi. Nu e mare lucru. Atâta mâncare, atât, mi-ai luat tort, ai luat și cadou. Nu trebuia să te deranjezi, te rog frumos, nu trebuia să te deranjezi. Dar nu s-a deranjat nimeni, mamă. Mama este mama și o iubesc, însă este o femeie dificilă. Masă festivă, torturi, lumânărele, cadouri. Păi de asta aveam eu nevoie. Eu aveam nevoie de copilul meu să fie lângă mine când împlinesc 68 de ani. Mai ales că ziua mea a fost săptămâna trecută și voi n-ați venit. Păi... Când a fost, atunci a fost ziua mea. Păi tocmai și am zis să te sărbătorim. Fiecare zi că, când vreți voi. Am zis să sărbătorim acum dacă n-am reușit să fim alături de tine săptămâna trecută. Dar de ce n-ați putut? V-ați dus la socră tu, la țară. De-aia n-ați putut. Trebuia să ajungem, da. Dar de ce trebuia să ajungeți acolo și n-ați venit la ziua mea? Mamă, soacră, iartă-mă. Era mai important. Era rău. L-am internat în spital, înțelegești, tu te rog. Ne pare rău și tocmai de-aia pentru că ne-a părut rău, am zis să te sărbătorim azi. Bine, hai, trec și peste asta. Este adevărat. Am lipsit de la aniversarea ei de 68 de ani, cumva din cauza mea. Și asta o face să mă placă și mai puțin. Trec și peste asta. Hai, hai să pun tort, Ochii nu? Și pasta. Să ia zi, ce dorință ți-ai pus? Păi eu, dorința mea arzătoare, ți-am zis. Eu, dorința mea și în sufletul meu, am o dorință pe care nu mi-o poate îndeplini Dumnezeu. M-a rugat la Dumnezeu și zi și noapte să mi-o îndeplinească, dar nu sunt speranțe. Nu sunt speranțe. Păi măi, mamă... Știi foarte bine, deci ce rost are să mai deschidem iar subiectul, iar să ne supărăm, iar să ne amărăm, iar... Știi foarte bine, da, Andreea nu poate să aibă copii. Andreea nu poate face copii, iar mama a nebunit de când a aflat. Faptul că nu pot fi mamă este o durere care nu mă va părăsi niciodată. Iar soacră mea nu face decât să alimenteze mereu această durere. Cum nu poate, măi, mamă, să... Voi v-ați resemnat foarte repede. Cum adică nu poate? Trebuia să meargă și ea la doctor? Nici nu a mers mai departe să se consulte, să vadă, să facă un tratament, să mai meargă, mamă, la medic? Să puteam să consultăm 1000 de doctori, Alex, decizia și rezultatul e același. Alex, te rog eu. Cum să fie același? De ce se vază? A mers ea la, și la medic? Dacă al medic mamă, soacră, spunea am mers că se la poate și dădea un tratament. Posibil. Am mers. Îmi pare rău, iartă-mă. Știu și mie îmi pare rău că nu pot să vă fac bucuria asta. Îți dai seama că și mie mi-e greu, nu? Acum 4 ani, eu și Alex am decis să facem un copil. Însă vedeam că tot trece timpul și nu se întâmplă nimic. Atunci am decis să mergem la doctor și am aflat o veste groaznică. Eu nu pot avea copii. Mama nu ratează nicio ocazie de a ne face zile fripte pentru că nu i-am oferit un nepot. Hai mai bine să mâncăm un tort. Tai tu, te rog. Da, hai să mâncăm. Eu nu mănânc pentru că eu am diabet, eu nu mănânc. Mie nu-mi dați că n-am diabet. Nici măcar să guși puțin. Nu se poate, nu pot dacă am diabet, nu pot. Hai, mama, nu pot, ce așa mâncat prea mult. Măcar prea mult am mâncat și mai mănânc și dulcele ăsta. Ce vrei să mi se facă rău? Ce vrei să mă băgați pe mine în spital cum l-ați băgat pe... Hai, mamă, nu mai exagera, te rog eu mult. Hai, nu mai exagera, pardon. Nu mai exagera, te rog eu mult. Puțin tort, nu s-a întâmplat nimic. O feliuță, nu se poate, eu țin la sănătatea mea. Păi și noi ce facem? Tăiem și te uiți la... Nu știu, ziua mea, v-am zis, a fost acum 2 săptămâni. M-ați luat prin surprindere, nici nu știam. Hai bine, gata, mamă, soacră. Dacă nu vrei să mănânci, nu mănânci. La mulți ani, să fii sănătoasă. Hai să ne mai certăm că e o ocazie fericită. Hai să bem. Ce tort, ce cântec, zâmbete și dorințe, nimeni și nimic nu o poate înveseli pe doamna Lucia. Gândul că niciodată nu va avea statutul de bunică o face să devină din ce în ce mai irascibilă și rece față de nora ei, care, fie vorba între noi, nu are nicio vină că nu poate aduce pe lume un copil. Dar cum să-i explice asta unei femei care a trăit într-o altă generație când infertilitatea nu reprezenta o problemă atât de des întâlnită? Ce face, iubita mea frumoasă? Ce faci, Bir? Bine, tu ce faci? Da, uite, la televizor. Da? Pare așa cu gândul în altă parte? Nu, cred că am ațipit un pic, nu știu. Ia uite ce ți-am adus. Ce frumos e, da. Mersi. Dar cu ce ocazie mi l-ai adus? Păi, ce, mi-e trebuie ocazie să-i aduc o floare soției mele? Ce frumos e, ce frumos miroase. Uite, ocazia asta e, să-ți văd zâmbetul. Mersi, mulțumesc mult. Cu mare drag, cu mare drag. Că te-am văzut așa, cam
tristuță. Da, știu că am fost cam morocănoasă în ultima vreme, iartă-mă. Eu o cunosc foarte bine pe soția mea. Oricât ar vrea ea să disimuleze, mi-am dat seama că motivul tristeții este maica mea. Am momente când sunt foarte bine, dar am și momente când gândul că nu o să fiu niciodată mamă mă doare cumplit. De ce? Dar... serviciul sau? Mult de muncă, nu știu, m-am... am avut așa niște zile sigur? Încărcate. Sigur? Eu știu că tu muncești mult și că ai o grămadă de stres, dar mai știu că și mama te-a supărat și te-a întristat și sincer îmi ceri o scuze pentru nu, ea. Nu, Alex, nu. Iubire. Nu știu m-a întristat, am trecut peste asta. Andreea, știu că noi nu ne mințim, nu? Așa este? Deci știu că mama te-a supărat și chiar îmi pare rău. Nu, dar nu e vina ta. Mie îmi pare rău, că ea are dreptate până la urmă, Alex. De ce? Păi cum de ce? Am mai discutat asta de atâtea ori. Are dreptate. Nu pot să-ți ofer un copil, ea își dorește un nepot, e dreptul vostru să fiți supărați. Andreea, eu înțeleg, într-adevăr, ne-a răscolit și pe mine m-a răscolit puțin, dar asta nu înseamnă că... tu ești mai presus, noi doi suntem mai presus de orice, nu suntem împreună și la bine și la rău, nu trebuie să... La bine și la rău, dar de ce trebuia să fie rău? Înțelegi? Asta e ideea. Aș vrut să fie mai bine, să pot să-ți ofer bucuria asta, să ai un copil, știu că ți-ai dorit și... Iubirea așa este, dar asta nu înseamnă, tu ești mai presus, pentru mine ești mai presus decât orice. Când Andreea a aflat că nu poate să aibă un copil, a intrat aproape în depresie. Am luptat foarte mult să o scot din starea aceasta. Mă simt incompletă și nefericită. Am într-adevăr un soț minunat, o căsnicie superbă, dar de cele mai multe ori simt că nu le merit. Știu, dar n-am cum să nu mă simt. Stai, iurea, îți dai seama, nici nu mă simt femeie cu adevărat. Nu, te rog, nu gândi așa, schimbă. Tu ești importantă pentru mine, eu sunt important pentru tine, suntem împreună, ești noi doi. Pentru mine. E cel mai bine. Deci de ce să... Da, o să-mi treacă. M-a răscolit un pic, într-adevăr, ce a spus mama ta, dar nu e vina ei, ea n-are nicio vină, eu înțeleg. Are tot dreptul să fie supărată. Știi că mama uneori exagerează, e mai așa, iartă-o, înțelegi-o și pe ea. Nu am ce să iert, ea trebuie să mă ierte pe mine. Andreea, haide, nu-mi place să te văd așa, serios. Zâmbetul ăsta frumos al tău, te rog. Hai că o să-mi treacă, uite, mi-a adus și floare. Știi că te iubesc, nu? Da, și eu te iubesc. Hai că o să-mi treacă. Nu pot să fiu supărată pe soacră mea. O înțeleg că nu mă mai vrea în viața lui Alex. Probabil dacă aș fi fost în locul ei, gândeam la fel. Îmi iubesc foarte mult soția și vreau să o văd zâmbind. Nu permit nimănui să o aducă în starea asta, nici măcar maică-mi. Este foarte dificilă situația în care se află Andreea, iar femeile care se află în situația ei au nevoie de sprijin emoțional din partea apropiaților, nu să fie judecate sau îndepărtate. Noroc de Alex, care este un soț extrem de iubitor și nu încetează să-i demonstreze cât de mult contează pentru el. Cu gesturi mici, continuă să o surprindă pe iubita lui soție. Zilele trec, iar Alex își continuă viața în ritmul cu care este obișnuit. Casă, familie, job, sensul de mers este mereu același. Alo? Hei, bună, Alex. Poți să vorbesc? Bună, Cristina. Da, sigur. Sunt la birou. Sigur, pot să vorbesc. S-a întâmplat ceva? Nu, dacă am oameni nepotrivit, să știi că pot să le zic. Nu, stai liniștit. Nu, stai liniștită, nu e niciun fel de problemă. Sigur pot să vorbesc. Bine că am primit telefonul acesta cât încă mai eram la birou. Dacă aș fi fost acasă, n-aș fi răspuns și sigur Cristina s-ar fi îngrijorat. S-a întâmplat ceva? Nu, totul despre regulă, stai liniștit. Aș fi vrut doar să te întreb dacă vin mâine, da? Da, sigur, cum să nu? Ok, să nu uiți. Nu, mâine la 11 sunt acolo, sigur.
Perfect, perfect. La 11 ne vedem. Mă bucur mult că o să ajungi. Îți dai seama și eu mă bucur. O să fie o zi foarte frumoasă. Într-adevăr și chiar sunt super entuziasmată. Chiar mă bucur, Alex. Îți mulțumesc că te-ai. Cristina, nu ai pentru ce cum să mulțumești. Îți dai seama. Voi fi acolo și va fi totul bine. Și frumos. Da? Exact, perfect, da. Tu cum ești? Sunt bine, aștept ziua pe mâine și tot e bine în momentul ăsta. Îți mulțumesc. Mâine este o zi importantă. M-am învoit și de la serviciu și sunt pregătit pentru asta. Bun, atunci păi așa rămâne. Ne vedem mâine, ok? Sigur că da, sigur. Te pup, Alex. Stai o zi minunată. Și eu te pup. Asemenea, ai grijă de tine, da? Sigur, sigur. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Iată cum un simplu apel telefonic îți poate schimba rutina și starea de spirit. În spatele acestui bărbat se ascund multe secrete, iar cel mai bine păstrat are 8 ani, vorbește, are sentimente, nevoi și lipsuri, pentru că, da, Alex are o fetiță pe nume Maria, care își vede tatăl cu Porția și despre care Andreea nu știe nimic. Vreți să te ajut cu ghiozdanul? Nu, mă descurc. Uite, hai să stăm aici să-l așteptăm pe tata. Sper că a luat flori. Cu siguranță. Sper că s-a pregătit cu totul. Este pregătit, a vorbit mama cu el la telefon și vine, stai liniștit. Da, dar nu înțeleg de ce nu apare, ar fi trebuit să apară. Eu zic că este doar trafic, o să ajungă imediat. Stai liniștit. Am zis a doua poezie. Avem timp. Acum mulți ani, când eram foarte tânără, m-am angajat la firma unde lucra și Alex. M-am îndrăgostit pe loc, n-am mai ținut cont că este însurat și am avut o aventură. Stai liniștită, nu fii speriată, pentru că tata vine. Păi, dar de câte ori mi-a zis mie că vine și n-a venit? O să vină. A vorbit mama cu el. Stai liniștită, da? Ok. Ceva pe jos. Gata. Dar ești sigură că vine? 100% sigură. Da? Nu o să te dezamăgească, sunt sigură. Nu arăta pentru nimic sărbarea ta. Ok. Da? Ia să vedem. Tati este cel mai bun prieten al meu. Lui îi spun toate secretele mele, toate dorințele mele și tot ce fac eu. Uite că a venit! Fugi! Bună, bună! Oh, iertați-mă că am întârziat. Nu e nicio problemă, bună, Alex. N-am crezut că la ora asta o să fie traficul ăsta și a trebuit să mă opresc și iau și un buchet de flori pentru doamna. Mulțumim, foarte frumos. Nu am putut renunța la copil, așa că Maria a venit pe lume și de atunci avem o viață foarte complicată. Maria, era teamă că nu o să ajungi. Nu trebuia să-ți fie frică absolut deloc, prințesa mea. Dar ce faci? Cum ești? Pregătită? Da. Ce trebuie să faci la școală? Zi. Păi trebuie să zic poezia. Ar trebui să ne grăbim, să știi că am fost speriată că n-ai ajuns. N-aș fi lipsit pentru nimic în lume de la sărbarea prințesei mele. Mi-aș dori tati să stea cu noi, ca ceilalți tătici. Doar că mami mi-a explicat că tati este mai special și nu poate locui cu noi. Tu cum ești? Sunt bine, sunt ok. Da? Nu mi-a fost tocmai ok în ultimele zile, dar sunt sigură că e totul bine. Ești puțin cam palidă, dar... O să-mi revin. Sigur? Da. Am programare trebuie... la doctor joi și joi? O să vedem despre ce e vorba. Vrei să fac cumva să merg cu tine? Nu, stai liniștit. Sigur? Nu-ți face griji, nu-ți încurca programul. Cristina, nu e nicio problemă, sigur. Este ok, mă voi duce când este Maria la școală. E regulă. Da? Da. Iubițica, ce faci? Bine! Bine pregătită? Da! Bravo! Cristina, ești da. Ok, pregătită? Da. Este greu să explic Mariei de ce tati nu poate să rămână cu noi, însă nu-i pot cere lui Alex să renunțe la soția lui. Am fost foarte revoltat, dar când s-a născut Maria și am văzut zâmbetul, m-am îndrăgostit iremediabil. Chiar n-aș vrea să mă gândesc la lucruri negative. Azi e o zi fericită, Maria termină școala, așa da, că... Da, deci corect. Deci mergem? Da. Gata, hai să mergem, haide! De 8 ani de zile, Alex se împarte între Andreea, femeia pe care o iubește, Maria, fiica lui, și Cristina, cea care i-a oferit bucuria de a fi chemat tată. Din exterior, pare că totul este bine și viețile lor au un parcurs lin, normal pentru toți. Dar nu este așa. Cu siguranță, domnului Olaru nu este ușor să se împartă între două case, iar mai cert decât atât este că fiica lui are cel mai mult de suferit din această înțelegere tacită între adulți. Bună, fetelor, ce faceți? Bună, Alex. Ia uite ce ți-am luat, prințesica mea.
Măi, dar avem tot ce ne trebuie. Stați liniștite. Îți place? Da. Vezi ce frumos e, ce culoare are? Și jocul ăsta. Normal. Mie fix ce-mi doream. Da? O, ce mă bucur. Prințesica, mai e acolo în pungă niște jucării, dar nu mergi în cameră la tine să te uiți, le desfaci, îți desfaci la tine în cameră, că vreau să vorbesc ceva cu mami. Bine, păi și să le lasă. Stai liniștită, că le-am strânge, nu e problemă. O răsfesc prea mult. E normal. Da, prințesă? Da. Mulțumesc. Ce faci? M-am simțit rău zilele astea. Am dormit mult. Nu, nu-mi place cum arăți. Nu-mi place deloc. Nu am fost tocmai bine. Nu l-am învinovățit niciodată pe Alex pentru că nu și-a părăsit soția să fie cu noi. Am știut încă de la început în ce mă bag. Chiar dacă nu este lângă mine, Maria este sufletul meu. Și fac în așa fel încât să nu-i lipsească nimic niciodată. Cristina, da. Ce-i cu tine? Nu-mi răspuns la telefon, nu reușesc să dau de tine. Ce s-a întâmplat? N-am vrut să te deranjez. Nu-ți știu programul de la muncă și... Cristina, dar ți-am spus că nu mă deranjezi. Îmi pare rău. N-am vrut să te îngrijorez. Nu m-am îngrijorat, dar nu-mi place cum arăți. Nu-mi place, nu ești bine. Tratamentul nu funcționează. Dar... Ok, nu, stai liniștită, nu, trebuie să mergem să cerem încă o opinie, mai mergem pe undeva și nu lăsăm așa. Nu mai e nimic de făcut, Alex, eu m-am resemnat. Cristina. Știu că o să mă duc, nu mai e nimic de făcut. Cristina, hai să mergem să cerem și a doua opinie în altă parte, te rog. Doctorul deja a zis că dacă tratamentul ăsta nu funcționează, nu se mai poate face nimic, nu mai există altă opțiune. Nu cred, nu, Cristina, nu cred. Îmi pare rău, trebuie să accept situația așa cum e, eu mai am o lună, poate două. Cum? Dar atât. Nu cred așa ceva. Din păcate, asta este situația, eu am acceptat-o, m-am resemnat cu ideea, nu vreau decât să-i fie Mariei bine, atât. Cristina, nu cred, n-are cum. Te rog, promite-m că o să ai grijă de Maria, te rog. De un an de zile tot sper ca... Cristina să se vindece. Nu m-am gândit nici o secundă că ea o să moară. Eu nu mai pot lupta aici, însă de unde mă voi duce, o voi veghea întotdeauna pe Maria. Nu pot. Vreau să se termine. Nu mai pot, dar nu pot să mă duc dacă ea nu e bine, nu e în siguranță. Te rog, nu spune așa ceva. Te rog mult. Te rog. Alex, ascultă-mă, promite-mi. Îmi pare rău, o să trebuiască să-i spui soției tale. Nu am vrut să te pun în situația asta, dar nu am cui să o las pe Maria, sunt singură. Cristina, nu gândi așa. Nu se poate, trebuie să găsim o soluție. Trebuie să găsim să facem ceva. Nu? Alex, jură-mi că o să ai grijă de Maria, că o să o iei la tine. Că o să ai grijă de ea, că o să fie în siguranță. Nu-ți fă niciun fel de grijă despre Maria. Nu te îngrijora despre Maria. Nu... Doar la ea mă gândesc. Stai... Doar la ea, nu mai pot. Vreau să se termine. Nu mai pot. Mi-e foarte greu, mă simt foarte rău. Am acceptat. Te rog să-mi promiți. Sunt disperat. Ea este mama copilului meu și nu pot accepta că ea nu o să mai fie. Cristina. Alex, te rog. Cristina, nu te gândi acum la Maria. O să am grijă de Maria. Nu-ți fă niciun fel de problemă despre Maria. Trebuie să te faci tu bine. Trebuie să... Nu se poate. Pentru mine nu mai există tratament. Cristina, nu... Doamne... Îmi pare rău că te-am pus în situația asta. Dar nu m-ai pus în situația asta. Nu... Îmi pare rău. Cristina, trebuie să... Eu nu mai pot. Nu mai pot, Alex, nu mai pot. Nu știu ce o să fie după ce Cristina nu o să mai existe. Copilul nu pot să-mi-l abandonez, asta e clar, dar nici pe Andreea nu pot să o pierd. Alex nu m-a dezamăgit niciodată. Sper să nu o facă acum.
Promitem că o să găsești o soluție. Promitem că o să ai grijă de Maria, Alex. Atât vreau. Cristina, îți promit. Îți promit că o să am grijă de Maria. Îți promit că... Nu știu. Să nu o lași singură. Doar n-o pe las. Tine te mai are atât. Nu o las. Nu o las. Nu sunt niciun fel de problemă. Nu o las. Dar trebuie să fii tu bine, nu... Îmi pare rău. Cristina, îți promit. Îți promit că voi avea grijă de Maria. Îți mulțumesc, Alex. Nu ai de ce să mulțumești. Îți mulțumesc. Este sfâșietor acest adevăr, nu dureros. În fața bolilor incurabile suntem cu toții neputincioși, iar disperarea lui Alex este de înțeles. Nimeni nu și-ar dori să fie în locul lui acum, să știe că moartea bate la ușă și să nu poată face nimic pentru a o salva pe mama fiicei lui. Zilele trec, iar Alex trebuie să poarte o mască zâmbitoare și optimistă în fața Andreei, care habar nu are ce îi ascunde soțul ei de 8 ani de zile. Hai că a fost frumos filmul, nu? Da, da, până la urmă chiar... Hai că abia te-am scos din casă. Da, oh, da. Doamne, că nu-ți place, că nu-i cu acțiune, că nu-i cu... Dar a fost drăguț, nu? Mă bucur că a mers pe mâna, păi, da. Da. Chiar a fost... Mai relaxat, da, și noi, da, un pic. Da, 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 chiar a fost ok. Ziceam eu că nu, că nu, da. Că e prea romantică, trebuie să fii și tu mai romantic, iubitule. Da, iubita, da. Hai, că a fost drăguț, am și mâncat bine. Corect. Ne-am mai relaxat și corect, mai puțin. Corect, corect. Chiar... În ultima vreme chiar... Să știi că ai dreptate. Alex este foarte stresat și foarte preocupat în ultima vreme. Muncește foarte mult. De aceea l-am scos aproape cu forța la film ca să se mai relaxeze și el puțin. A fost o după-amiază senzațională și sper să fie așa în continuare. Așa este, recunosc. Da. Dar mă bucur că a ieșit frumos și chiar filmul ok, deci mă simt relaxat acum, mă simt ok. Las că mergem acasă și pregătesc ceva dulce. Să mâncăm, ce vrei, clătite sau gogoși? Deja mă tentez cu amândouă. Hai, nu exagera, că nu mă apuc acum să... Nu, fac ceva repede și după aia ne uităm la ceva, nu știu, la un serial. Mergem pe clătite, care se fac mai repede? Clătite. Clătite, gata, mergem pe clătite. Hai. Scuză-mă puțin. Cine? Alo? Da. Da. Ok. Da. Cine? Ce s-a întâmplat? Alex pune foarte mult suflet în tot ce face și de aceea mi-e foarte teamă să nu ajungă la epuizare. Tocmai am primit telefonul de care mă temeam cel mai mult. Cristina nu mai este. Alex, ce s-a întâmplat? Ce? Poftim? Ce faci? Bine, ce? Bine. Eu... Ce ai pățit? Ți-a căzut cerul în cap? Nimic, ce? Adică nu s-a întâmplat nimic. Ai grijă la drum. Mai bine oprește un pic pe dreapta, ce ai? S-a întâmplat ceva? Mai că t-ai bine? Ce nu, e? Nu, totul e bine, Andreea, e... Trage un pic pe dreapta, te rog. M-au anunțat acum că a fost un accident la Cluj. A căzut un muncitor de pe schelă și... Nu e de cap, nu e bine? Asta... E ce grav, e... E grav, e... O să trebuiască să plec la Cluj. Când? Acum? Fix când credeam că s-a mai destins și soțul meu, a avut parte de altă problemă. Întotdeauna trebuie să vină ceva să-l bulverseze. Nu am putut să fiu alături de fiica mea în clipele astea grele, dar acum trebuie să merg și să fiu alături de ea. Trebuie să... Dar, păi, ce treabă ai tu? Ce să... Trebuie să merg la Cluj, Andreea, e... Alex, liniștește-te. Omul ăla e în regulă? Nu e în regulă, ci că e în spital și trebuie să... M-a sunat șeful și mi-a zis că trebuie să ajung la Cluj neapărat să rezolv. Ferească Dumnezeu. Trebuie să... Ne calmează-te puțin. Ok, ok. Adună-te un pic. Hai să mergem acasă și... Ok? Da, normal, dar cum să pleci așa?
Trebuie să merg să rezolv. Luan, poți să te duci mâine? Să pleci mâine dimineață? N-am cum, Andreea, o să... Ai grijă. Hai că o să plec la Cluj și trebuie să merg să rezolv, ok? Da, scuză, normal. Scuză-mă că... Nu-i problemă de asta, dar mă îngrijoresc că nu ești tu într-o stare să conduci acum atâta timp. O să merg și o să rezolv. O să fie... Sunt foarte stresată pentru soțul meu. Însă nu vreau să-l stresez și pe el. El are nevoie să-și găsească liniștea în mine. Ce liniște să-și găsească Andreea? Că de acum începe greul pentru Alex. Ce va face cu Maria? Cum i-o va prezenta soției lui? Oare a pus la cale un plan pentru această situație tragică? Dumnezeule mare, ce situație apăsătoare și practic fără nicio ieșire! Cum să-i spun așa ceva? Tu îți dai seama că mi se termină tot! Păi și tu ce vrei, mă, să faci, să mergi cu minciuna asta așa, ani de zile de acum colo? Da, e să mai un copil cu minte, e un copil frumos, e un copil ok și poate e o idee bună, dacă ești și tu de acord, să o adoptăm. Te faci că nu mă cunoști. Dar stai, tati, cum vrei să mă facă nu te cunosc, dacă eu te cunosc și tu ești tati? La noi în familie sunt copii educați. Și știu să respecte. Te rog frumos să înveți și tu același lucru să faci. Mamă, da? Las-o, că și ea vine emoționată. Răvășiți de pierderea Cristinei, Alex și Maria se consolează reciproc, dar bărbatului este greu să-i explice unui copil de 8 ani cum să reacționeze în fața morții. Zilele sărmanei fetițe sunt posomorâte, cu multe lacrimi și suferință în urma pierderii mamei ei. Chiar dacă Alex a fost în permanență aproape în ultimul timp, nu este îndeajuns, pentru că mama este de neînlocuit. Cu toate astea, Alex este un bărbat puternic și încearcă să găsească o soluție pentru a-i oferi o viață ușoară fiicei lui și pentru a nu se da de gol în fața Andreei, care crede că este la Cluj. De aceea, singura persoană cu care poate vorbi despre această situație este sora lui Ioana, care știe de existența Mariei. Te rog, stai aici jos lângă mine să putem vorbi. Ioana, nu mai știu ce să mai fac. Dar zi-mi ce s-a întâmplat, spune. Maria nu mai mănâncă, plânge într-una, nu știu, mi-e frică să nu se îmbolnăvească. Măi, dar ți-am spus să te joci și tu cu ea înainte un pic, să, nu știu, să intri puțin în lumea ei și pe urmă să încerci să-i dai să mănânce, că îți dai seama să-i gândești la mama ei acum, nu poți așa una, două să-i înfigi linguriță. Au trecut 3 zile de la mormântare și nu mai știu ce să fac, nu mai pot. Măi, încearcă să vorbești cu ea, să vă jucați, nu știu, ce-i place ei să facă. Îi plăcea înainte, era un copil vesel, era un copil ok, dar de când a murit mama ei, nu mai e ea, nu știu ce să mai vorbesc cu ea, crede-mă, nu știu ce să mai fac. Ioana este singurul om care știe despre Maria, este sora mea și întotdeauna cu ea m-am înțeles extraordinar. Alex chiar nu este un om rău, a făcut o greșeală în urmă cu 8 ani de zile și încă plătește pentru asta. Mă, nu știu, ești foarte agitat, nu știu. Dar stai liniștit că poate e o perioadă acum, cu siguranță o să înceapă să mănânce. Nu trebuie acum, nu știu, și tu ești foarte tras la față. Te-ai schimbat, nu arăți bine deloc. Ioana, nici nu știu cât să mai stau. Nu, îți dai seama că și Andreea nu să mă mai creadă că sunt la Cluj. Deja trec zilele, cât pot să stau? Nu știu cum să mai lungesc minciuna. Mai, dar chiar nu poți să-i spui adevărul acum pe bune. Ioana, cum să-i spun adevărul, Ioana? Haide, măi, Alex, că o să fie bine. Gândește-te puțin, Andreea iubește copiii foarte mult. O să fie entuziasmată, eu așa zic. Ioana, te auzi ce spui? Cum să-i spun așa ceva? Tu îți dai seama că mi se termină tot. Păi și tu ce vrei, mă, să faci? Să mergi cu minciuna asta așa, ani de zile de acum colo? Asta îți spun, că nu știu ce să mai fac. Nu știu ce să mai fac. Trebuie să-i spui adevărul. Cum să-i spun adevărul, Ioana? Să-i spui adevărul, omule, că e femeia ta, e soția ta. Și ce să-i spun de Maria? Că e copilul meu? Da. Gândește-te, ție o piatră de pe inimă, așa dacă o să stai să minți în permanență. Ioana, nu pot să fac așa ceva, Ioana, nu pot. Nu știu, trebuie să rezolv cu Maria cumva, trebuie să o fac să...
nu știu ce să-i zic, nu știu ce să-i fac, nu știu ce să mai vorbesc cu ea, nu știu cum să-i dau să mănânce, nu știu nimic. Andreea mă tot întreabă când mă întorc. Cred că deja i se pare ciudat. Trebuie să găsesc o soluție cât mai repede. Adevărul ar fi cea mai simplă soluție pentru el, dar chiar este frică să nu o pierdă pe Andreea. Tu te duci acasă și te rog, gândește-te cum să faci să-i spui Andreei adevărul, că nu poți să-ți iei așa. Nu poți. Ioana, ce să-i spun Andrei? Ce să-i spun că a mințit-o 8-9 ani de zile? Asta să-i spun? Mă, eu știu că ai mers cu minciuna asta de când v-ați căsătorit, dar gândește-te, soluții sunt întotdeauna pentru orice problemă. Deci o să găsim soluții cumva, nu o să rămână situația așa. Ce Păi tu în situația asta așa nu poți să rămâi în starea asta pe care o ai. Stai, nu știu, lasă-mă Ioana, puțin să mă gândesc. Ioana, ce soluții, Ioana, ce soluții să găsim? Stai că mi-a trecut ceva prin cap, fii atent. Fii atent acum, nu știu cât o să meargă, dar fiindcă tu nu ai nicio soluție și nicio rezolvare, fii atent, m-am gândit așa. Spune-mi de Maria că a fost fiica unei colege de ale tale de serviciu și că colega ta de serviciu a murit, nu mai avea rude, nu mai avea soț, nu mai... Ascultă-mă, ascultă-mă până la capăt. Deci spune-mi de fetița asta care a rămas singură pe lume. Așa. Așa, și că tu ai fost prieten bun cu colega ta de serviciu și te gândești să o adopți, fiindcă ea altfel va ajunge într-un centru de plasament. Știi și tu foarte bine că Andreea iubește copii, Ioana, și vedem cum facem. Ioana, și așa cum, și... să, cum să zic așa ceva, Ioana? Mă, păi și ce vrei să faci? Gândește-te, e o soluție foarte bună asta. Îi spui, Ioana, că doresc să adopți un copil. Doamne ferește, cum să zic așa ceva, Ioana? Haide, mergi pe mâna mea, te rog. Mergi pe mâna mea. Sunt la capătul puterilor și am nevoie de ajutor. Așa că doar Ioana mă poate sprijini. Alex nu cred că are curaj să-i spună Mariei ce trebuie să facă, dar eu pot să o fac și sunt sigură că Maria va înțelege că este singura soluție ca ea să rămână împreună cu tatăl ei. Ioana, Ioana, cum adopție? Păi tu știi ce înseamnă adopție? Înseamnă chestii legale, înseamnă hârtii, înseamnă documente. Da, mai, stai liniștit că facem noi niște acte false, ceva, mă gândesc că eu rezolv eu treaba asta, dar gândește-te, îi spui așa, Andrei, îi spui că ea venea cu fetița pe la birou, că ai stat cu fetița când ea mai avea de lucru, te-ai jucat cu ea, v-ați împrietenit și că o să-i fie foarte ușor fetiței să vină, să aveți voi grijă de ea, fiindcă deja o cunoști. Și de acte nu-ți face griji, că am eu relațiile mele și mă descurc. Ioana, mi-e frică. Hai mă, nu-ți mai fie frică, păi și ce vrei să faci? Crede-mă, mergi pe mâna mea, te rog frumos. Oricum, chiar nu ai încotro, asta e singura soluție. Alex, gândește-te foarte bine. Este în beneficiul și al tău și al Mariei. Și pe bune, o să fie și Andreea mamă. Te rog. Ioana, Ioana, nu știu, nu mai știu ce să mai zic. O să fie și Andreea mamă. De parcă este atât de ușor să fii părinte peste noapte și mai ales pentru un copil de 8 ani, care știe că mama lui nu mai este. Clar, Alex este șocat de tot ce îi se întâmplă în ultimul timp și vrea să își protejeze fica. Dar soluția Ioanei s-ar putea să nu fie cea mai bună, nici pentru Maria și nici pentru Andreea, care probabil nu este pregătită să devină mamă în felul acesta. Zilele trec, iar Alex așteaptă momentul oportun pentru a-i ridica la fileu soției sale vestea cea mare, adopția Mariei. Oare cum va reacționa Andreea și ce se va alege de soarta Mariei în urma acestei discuții? Poate Alex a prins curaj și va mărturisi soției lui adevărul. Ar fi cea mai înțeleaptă variantă. Doamne, ce bine că am ieșit și noi puțin la aer. Să știi, să știi, Andreea, că așa e. Chiar aveam nevoie să ne relaxăm și noi puțin după toată nebunia prin care am trecut în ultima vreme. Da, corect. Vrei să stăm jos aici? Da, hai să stăm puțin. Hai să stăm jos. Ce bine. Da. Mă bucur foarte mult că propunerea de a ieși la o plimbare în parc a venit din partea soțului meu. Chiar trebuie să notez în calendar data asta. Nu de ieșit în parc îmi era mie acum, dar cumva trebuia să pregătesc terenul pentru ceea ce urmează să-i spun. Te-ai mai relaxat și tu un pic după toate problemele cu serviciu, cu toate cele? E ok. Mă bucur că ai acceptat să ieșim. Chiar îmi doream să ieșim, să mai vorbim și noi. Da, chiar ai avut o idee bună, ne-am mai ieșit de mult la o plimbare. Mă bucur că-ți place. Știi, de fapt am vrut să ieșim în parc, am vrut să ies cu tine, voiam să mai vorbesc ceva cu tine. Ce?
nu trebuie să te îngrijorezi, nu e... A, nu mă speria, nu-mi dai iar vreo veste proastă, nu, te rog. Nu, stai liniștită, nu mai e. Ce bine, e tot o veste tristă, dar... Ce s-a mai întâmplat, Alex? Andreea, uite, o colegă de la serviciu, de la mine, din păcate a murit. Aoleu. Da, a fost bolnavă și a murit și... avea o fetiță, adică, da, o fetiță de 8 ani de zile. Sărac. Și, da, e o colegă, nu o cunoști, lucra la contracte, era de curând la noi. Dar, din păcate, am auzit că nu are familie, nu are frați, nu are, da, nu are pe nimeni. Și copilul ce se întâmplă? Da, uite, vezi, tocmai asta era motivul. Știi, noi ne dorim un copil... ea, săraca fată singurică, mă gândeam... La ce? Hai, spune-mi! Poate e o idee bună, dacă ești și tu de acord, să o adoptăm? N-am vorbit niciodată cu Andreea despre adopție și dacă era total împotrivă, n-am nici cea mai vagă idee ce ar fi trebuit să fac. M-am gândit de foarte multe ori la adopție, dar nu am îndrăznit niciodată să-i spun. Iar acum propunerea a venit chiar de la el. Serios? Ce zici? Pe bune, te-ai gândit la varianta asta? Da, da. Deci nu pot să cred. Îți place ideea? Doamne, deci nu pot să cred. Tu știi de cum mă gândeam eu la varianta asta, să încercăm să adoptăm, dar mi-era teamă să-ți spun. De ce nu mi-ai spus? De ce ți-era teamă, Andreea? Pentru că nu credeam că o să accepți, nu credeam că îți convine ideea și n-am îndrăznit să-ți spun. Andreea, nu pot să cred că vine de la tine ideea asta, Doamne. Soțul meu este cu adevărat sufletul meu pereche. Încă o dată mi s-a demonstrat asta. Asta este singura mea șansă să fiu împreună cu fica mea. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Da, e să mai un copil cu minte, e un copil frumos, e un copil ok și mai ales, uite, de exemplu, și Ioana are niște relații la un birou de avocatură. Serios? Ne poate ajuta cu formularele, cu, păi da, știi că e complicat. Și o rog pe ea să ne ajute cu Doamne, dar cu te-ai gândit la tot? Nu, mi-a venit așa, Andreea, de seama, m-am gândit că dacă s-a nimerit chestia asta, hai să le legăm împreună. Ce entuziasmată sunt acum, ce Doamne, nu pot să cred că te-ai gândit la toate astea. Mă bucur mult că îți place ideea și da, că... Da, să nu? Îmi doream de mult, dar ți-am zis, n-am îndrăznit să-ți spun, nu știam cum Trebuia să vii la orice vino și vorbește cu mine, știi că poți să vorbești. Crezi că o să reușim să luăm copilul? Eu zic cu ajutorul Ioanei și cu cunoștințele ei, da. Da? Da, da, vom reuși. Că nu vreau să ne entuziasmăm degeaba. Principalul e să fii tu de acord. Da, cu tot sufletul. Andreea a fost de acord și nici n-a pus prea multe întrebări. Se pare că, în sfârșit, totul va reintra în normal. Doamne, Alex, parcă mi-a citit gândurile. Sunt foarte entuziasmată și foarte fericită. Doamne, super, îmi doresc super mult, dar vreau să o cunosc eu pe aia mică. Bineînțeles, bineînțeles. Lasă-mă să pun la cap, să pun la punct toate chestiile astea. O să vorbești cu Ioana să văd cum dă ea drumul. Hai să vorbim cât mai repede. Tu stai liniștită, că ești toată entuziastă. Gata. Da, chiar sunt. Doamne, ce bucurie. Bine, știu că e o situație tristă, dar pentru noi poate să fie un nou început, nu? Exact. Doamne, să fim părinți. Nu mai speram la chestia asta. Cât entuziasm din partea Andreei. Dacă ar ști de fapt adevărul, probabil această bucurie s-ar nărui într-o clipă sau poate nu, fiindcă pare a fi o persoană destul de înțelegătoare și cu un suflet bun. În prezent își vede visul împlinit și este luată de val, copleșită de faptul că va deveni mamă. O mamă vitregă, fără să știe. Alex, pe de altă parte, este în al nouălea cer de bucurie și cu cine poate să împărtășească această stare de spirit dacă nu cu cea care este complice în acest plan, Ioana, sora lui. Oh, hai că a mers mult mai ușor decât mă așteptam. Haide, zi ce s-a întâmplat, că sunt foarte curios. Da, deci Andreea a fost de acord așa, din prima a spus că și ea se gândea la adopție. Pe bune? Serios, deci a mers, nu mi-a venit să cred cum am fost, deci nici n-am apucat să vorbesc și s-a uitat la mine, cum vrei să facem așa ceva? Da!
pe bune, serios, vai, deci serios, nu Ana, deci nu mi-a venit să crezi. Mama, la marele fix a fost. Exact cum ai spus tu. Așa, păi mulțumesc și detaliază mult. Ce a spus. Păi și a zis că e ok, să vedem cum face. Bine, mi-a zis cu actele cum face. Mi-a zis că lasă că m-a ajuns tu, că te pricep, că ai cunoștințe. Și da, cu dosarul și cu toate nebuniile și cu toate chestiile. Păi de ce a zis din prima, serios, așa? Mamă, da, deci nu credeam că o să fie, da, așa de ușor. Da. Îți dai seama, deci, și eu la fel nu veneam, da, să crezi. Mamă, parcă ai avut ideea exact ce trebuia. Mamă, exact ce mă bucur, ce mă bucur, deci ce fost, mă bucur. Dar lasă că am eu cunoștința aia la protecția copilului și așa și vedem trebuie, cum trebuie să facem cumva și cu dosarul și cu... Da. Nu știu cum o facem, îți gândești că trebuie să semneze, trebuie să cum facem? Așa este, n-am avut timp să ne gândim la toate detaliile, dar acum, dacă am intrat în poră, trebuie să joc. Hai că văd eu cum rezolv și așa, îți dai seama, o să fie acte false, adică nu o să fie, te gândi că o să fie foarte real ceea ce se întâmplă, dar na, cred că dacă ea o să fie cu gândul la adopție și așa, nu o să se mai uite ea prea mult în actele alea. Semnează și... Da, 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 eu așa zic, eu okay, zic că o să fie... Oricum a fost foarte încântată, deci e tot ok, mergem, e bine, e bine, mm-hmm, e bine, e bine. Auzi, dar știi că noi nu ne-am gândit la un lucru când am pus planul ăsta la bătaie. La ce ne-am gândit? Nu ne-am gândit la Maria. Adică? Și o să-i, păi, putam, păi, ești tatăl ei. Așa. Ea o să zică tati tot timpul, tati în sus, tati în jos. Cum o faci pe fată să nu te dea de gol? La asta nu m-am gândit. Păi tu te gândește-te, pe bune, cum faci tu un copil de 9 ani să se prefacă că nu te recunoaște? Ioana, ce pot să fac în situația? N-am ce să fac. Nu știu, păi nu am intrat în ora asta, trebuie să joc, eu n-am cum să mai dau înapoi. Păi da, măi, dar gândește-te și la Maria, ce îi spui? Te-ai gândit ce îi spui? Ioana, trebuie să-ți alegi cu grijă cuvintele și să vezi cum vorbești cu ea, da? Te rog frumos. Da, Ioana, clar, sigur, am să-i spun că o să înțeleagă situația. Dacă vrea să fim împreună, trebuie să zic că nu mă cunoaște. Că ce? O perioadă. Trebuie să-i zic că nu poate să-mi zică tati. Nu știu, o să fie greu, o să fie greu. Auzi, haide că o să mă duc eu să o chem să vorbești cu ea. Tu stai și alegeți cuvintele, te rog, cu grijă, da? Deci nu da copilul ăsta din nou peste cap. Te rog frumos, Alex, ai grijă. Ioana... Ai grijă. Maria trebuie să mă asculte. Chiar dacă îi cer prea mult, altă variantă nu există. Începe să-mi pară rău că am venit cu ideea asta, fiindcă Alex și-a pierdut cumpătul. Tati, tati, te-ai întors! Ce faci, prințesa mea? Bine. Bine? Da. Bravo. Te-am așteptat, am crezut că nu mai fi. Aia, cum să nu mai vin? Ți-a promis tati că vine? Vine. Deci nu trebuie să îți faci niciun fel de griji, niciun fel de probleme. Ai păpat? Da. Da? Bravo, bravo, ce mă bucur. Super, super. Ești bine, te-ai jucat totul, da. Mătușica e ok, te-ai înțeles, da, cu ea, nu? Bravo, bravo. Tati s-a întors și o să mă ia cu el pentru totdeauna. Asta mi-am dorit mereu. Prințesica mea, trebuie să vorbim ceva așa. Bine, noi avem mai multe de vorbit, dar vreau să vorbesc ceva cu tine. Uite, situația, știi ce s-a întâmplat, știi, suntem... Asta e, nu avem ce să mai spunem. Pentru o perioadă, ca să fie bine și pentru tine și pentru mine. Tu știi că mami îți spunea că sunt puțin mai special, că da, nu pot să stau mereu cu voi. Știi foarte bine situația, că nu puteam să stau mereu cu voi. Eu am o soție. Păi și mami? Da, mami a fost o dragoste unde noi am hotărât să te păstrăm, să te iubim amândoi, deci te-am iubit amândoi, n-a fost niciodată vorba de iubire, dar situația era și este că eu am o soție. Mai este un hop și tare mi-aș dori să trecem cu bine peste. Și mă gândeam să vii să locuiești cu noi. Da? Mă bucur, mă bucur mult că îți place ideea, doar că sunt câteva aspecte pe care trebuie să le stabilim, să facem un joc amândoi. Ok. Da? Știi, un joc în care tu nu o să-mi zici tati. Te deranjează chestia asta? Păi și cum să zic? O să-mi zici pe nume Alex, dar numai pentru o perioadă. Ok. Te faci că nu mă cunoști. Dar stai, tati, cum vrei?
să mă facă nu te cunoască, că eu te cunosc și tu ești tati. Maria, trebuie să înțelegi că eu, cum am mai spus, e o situație specială. E o situație în care tu, de față cu soția mea, trebuie să-mi spui Alex. Da? Pe soția mea o cheamă Andreea, pe ea o s-o strige Andreea, pe mine Alex. Frica cea mai mare a Mariei este să nu mă piardă și pe mine. Și am să mă folosesc de asta, din păcate. Nu vreau să-l supăr pe tati, pentru că nu mă mai ia cu el. O să fac tot ce zice. Dacă vrei să locuim împreună, dacă nu, o să plec și eu ca și mami. Ok, nu, tati, rămâi. Lasă, mergem împreună, promit că nu te supăr, promit că fac așa cum ai zis, haide. Gata. Sigur? Uh-huh. Trebuie să înțelegi, Maria, ești fată mare, de acum încep să judeci, e normal, ești un copil care trebuie să te maturizezi mai repede, din păcate. Ok. E în regulă? Da. O minciună aduce cu sine o alta și o alta, până la nesfârșit. Iar victima acestui joc crud este Maria, care la nivel emoțional trăiește o dramă. Deja și-a pierdut mama, iar acum este terorizată și de gândul că ar putea să își piardă tatăl dacă nu îi ascultă regulile. Ce este mintea și inima lui Alex? Cum poate să-i facă una ca asta fiicei lui? Probabil să-i spună adevărul Andreei, nici prin cel mai îndepărtat gând nu-i trece. Ziua cea mare a sosit, iar Andreea și soacra ei decorează casa pentru venirea Mariei. Ca de fiecare dată, doamna Lucia are ceva de spus sau de ripostat. Nimic nu este pe plac. Așează-te că îmi dai și mie o senzație de mă exasperez. Dar tu nu ești emoționată. Nu, dragă, nu-i de ce, te rog frumos să stai liniștită. Că ți se îndeplinește visul. Că și dacă te enervezi și de nu te enervezi, tot tace, tot la ora aia vine. Dar nu mă enervez, sunt emoționată. Dragă, emoționată. Hai că în sfârșit o să ai nepotul pe care, nepoata pe care ți-ai dorit-o de când ne-am căsătorit noi. Eu știu că o să am un singur nepot, dar dacă l-am, îl am de la copilul meu. Hai, mamă, soacră. De ce ne strici? Nu ne mai strica bucuria. Cum? Ce bucurie, dragă? Asta e bucurie. Ai luat și un copil mare, aduci un copil mare. Ce, dragă? E gata de mai are 2-3 ani și să împărtă. Ești drăguță, ești simpatică și dulce. Și simpatică și dulce. Deci nu e simpatică și dulce, dar tu ești așa. O să îndrăgostești de ea pe locul. Pe mine m-ați întrebat și pe mine când ați făcut alegerea asta? Acum 2 zile semnam actele de adopție și astăzi Maria vine acasă. Noroc cu Ioana, cumnată mea, că a făcut totul posibil atât de repede. Tașca a ajuns. Lasă să ne audă fata. Bună ziua! Bună! Bună! Bine ai venit, faceți Maria! Faceți cunoștință, Maria, Andreea. Maria, bine ai venit acasă! Maria, îmbrățișează-o pe Andreea. Hai, lasă-o, că e emoționată și ea. Sigur? Da, las-o. Hai, intră, te rog. Hai mai așa, hai, mersi. Uite, ți-am pregătit baloane, jucării, da. Tot ce, ceva de mâncare. Nu vreau, nu mi-e foame, nu. Nu ți-e foame? Nu. Sigur? Da. N-am făcut cunoștință și... Da, să faci cunoștință și cu bunii. Fă cunoștință cu bunii. Hai, mai vin. Hai, să... mai. Fă cunoștință cu bunii. Maria? Eu n-am să iubesc niciodată un copil înfiat. Eu vreau nepot, sânge din sângele meu. Sunt atât de entuziasmată și fericită încât simt că plutesc. Nici măcar soacră mea nu mă mai poate indispune. La noi în familie sunt copii educați și știu să respecte. Te rog frumos să înveți și tu același lucru să faci. Mamă, da? Mamă, las-o, că și ea vine emoționată. Lasă mama că v-a învățat, nu-i problemă. Mamă, e intimidată, lasă-o că o să se acomodeze. Hai, și stai, o să fie Maria. Bine, o să vezi. Hai să intrăm, nu mai stați în ușa așa. Haide, hai. Hai Maria cu curaj. Haide, Maria? Hai cu curaj. Uite, ești, Maria. Uite baloanele, ai văzut baloanele? Da. Ta preferată. Uite, da? Și te-am luat și niște jucărele. Ia, uite ce hai, frumos. Tu. Hai puțin mai așa, Maria. Oh! Wow! Asta a fost așa de bine ai venit. Te-ai speriat? Da. Te-ai speriat? Ai, Bita, nu te speria. Ia uite, îți place? Este foarte normal ca Maria să fie reticentă. A trecut printr-o traumă și a pierdut mama și dintr-o dată s-a văzut într-o casă străină și cu noi în viața ei. N-am să mă mai despart de tati.
N-am să las să plece de lângă mine. Ioana, mulțumesc mult de tot pentru tot ajutorul. Dacă nu erai tu, nu trăiam bucuria asta atât de mare astăzi. Mă bucur foarte mult că am putut să iau parte la fericirea voastră. Nu știu, să vă văd împliniți și sper să fie totul bine, să vă reușească. Doamne ajută, mulțumim mult. Foarte fericită. Cred. Mamă, eu zic să-i lăsăm și pe ei să se cunoască mai bine și să ne retragem. Băi, vă lăsăm să vă acomodați și vă iubim sigur, mult de tot. Și noi. Și noi. Mulțumim mult. Nu vă conduc, vă descurcați, stați că știți. Stați liniștiți. Da? Bine. Hai, vă pupăm. Și noi. Pa. Și noi, pa. Hai, Maria, mai fă un pas. Și noi să mergem să arătăm camera. Ți-am pregătit camera ta. Mergi cu Andreea să... Da, poate să vină și Alex. Da, sigur, da? Mergem cu toții? Da, și haide. Să ducem și bagajul în cameră și oricum să mergem la cumpărături, să-ți cumpărăm tot ce vrei și... Hai, mergi cu Maria sau vrei să mergi cu mine? Mergem împreună? Da. Hai să-ți arătăm casa, hai să vezi. Hai să mergem. Uite, mergi tu înainte. Hai pe aici, să o iau eu înainte. Totul a decurs foarte bine. Andreea nu a pus nicio întrebare, dar îmi dau seama că greul de acum începe. Greul de abia acum începe. Serios, Alex? Păi, bineînțeles că este greu să fii părinte cu normă întreagă. Până acum ceva timp erai doar părinte cu jumătate de normă sau nici măcar atât. Dar greul cel mare din toată povestea asta îl trage Maria, pentru că inclusiv ea este obligată să mintă și să se prefacă. Cu așa exemple de la adulți, să tot creștem copii educați și responsabili. Foarte urât. Zilele zboară și a trecut deja o lună de când Maria se află în viața soților Olaru, dar relația dintre ea și Andreea nu merge deloc pe un făgaș bun. Nici plimbările în aer liber, nici ieșirile la locurile de joacă, nici dorința de conexiune a Andreei nu o fac pe Maria să-și schimbe atitudinea și să-i dea o șansă mamei sale vitrege, iar asta nu face decât să o pună pe Andreea într-o situație dificilă. Ca de fiecare dată, Alex este atent și nu vine cu mâna goală acasă. Vrea să își îndulcească fetele cu puțină ciocolată, iar Andreea, pe de altă parte, vrea să intre în grații Mariei. Poate de data asta va fi cu succes. Ce face acolo, mami? Bine, fac temele la română. Da? Da. Și la mate ai făcut? Nu, dar fac după. Da? Nu vrei să facem acum amândouă? Nu, la mate mă descurc, fac singură. Știu că sunt mândră de tine, că ai note mari și te descurci la toate materiile. Ești cea mai deșteaptă fetiță. Dar dacă tot am și eu timp liber, hai să facem amândouă la mate, că și eu mă pricep. Și să vedem care e mai bună. Ce zici? Nu pot să-mi explic. După atâta timp, eu sunt tot o străină pentru ea, iar de Alex este extrem de apropiată. Bine, Andreea. Auzi, Maria? Vreau și eu să vorbesc ceva cu tine. Uite, nu vreau să te grăbești și nici să te forțez, dar când o să te simți tu pregătită așa, poți să-mi spui mami sau, nu știu, mama sau... Păi da, am deja mama. Da, puiule, știu că ai și nu vreau să o uiți pe mama ta niciodată și nici nu vreau să o înlocuiesc. O să facem tot ce se poate să-i păstrăm amintirea vie pentru totdeauna. Da. Mă gândeam că poate ar fi mai ușor să ne înțelegem sau... Nu știu, când o să simți tu să-mi spui altfel decât Andreea? Uite, hai să ne gândim amândouă și să găsim, nu știu, o poreclă sau... Da, cum bine, vrei tu să-mi spui. Voi gândi. Da? Da. Sigur? Da. Promiți? Da. Bine, păi... Hai să vedem ce avem de făcut la mate. Ia. Ce fac fetele mele? Ah, tati! Ce faci? Ce faceți? Poftim? Maria îi spune lui Alex tati? Și mi-am dat seama că n-a fost prima dată când i-a spus așa, pentru că Alex nu era șocat deloc. Bine, ce mi-ai luat? Ce ai luat spate? N-am luat nimica. Cum? Ce, zi-mi ce faci aici. De ce ții mâna la spate? Zi-mi ce faci aici. Teme? Oh, și de ce să-ți iau ceva? Meriți? Da. De ce? Că... Am fost cu minte și că am făcut tema. Și ce faci ca să-ți dau? Dacă am ceva, dar n-am nimic. Ia uite ce ți-am luat. Bombane!
Să nu le mănânci pe toate, că ne mănâncă mami pe noi. Nu le mănânci pe toate, da? Uite, dacă îmi dai și mie un pupic, te las să mănânci înainte de cină. Lasă, mai bine mănânc mâncarea și așa nu e bine să mănânc mai întâi bomboane. Ești sigură? Da. Ok, ok. Deja lucrurile încep să fie foarte ciudate. Oricât aș încerca eu să neg și să mă fac că nu văd, este foarte clar și trebuie să aflu ce se întâmplă. Era evident că se va ajunge aici când pui un copil să se prefacă, iar Andreea intuiește foarte bine că este ceva putred la mijloc, așa că nu mai stă pe gânduri și a doua zi pornește investigațiile. Acum e acum. Oare va descoperi că Maria este fiica biologică a lui Alex? Da, să știți că da. În primul bloc, după al doilea bloc, faceți media la stânga, cred că acolo e numărul 12, dacă nu mă înșel. Și e un cabinet de avocatură sau ceva, știți cumva? Nu știu să vă spun că locuiesc în zona aici, dar habar n-am de detaliile astea. Bine, la al doilea bloc pe stânga. Da, la al doilea bloc face stânga. Mulțumesc ușor. Mulțumesc mult de tot, mersi. Cu multă plăcere, zi frumoasă. La fel. Trebuie neapărat să investighez. Și primul lucru la care m-am gândit este că trebuie să stau de vorbă cu avocatul care s-a ocupat de adopție. Nu vă supărați. Bună ziua. Aici e numărul 12? Da. Un cabinet de avocatură? Niciodată. Locuiesc de când mă știu în blocul ăsta și nu a fost niciodată un cabinet Sunteți de avocatură aici. Am copilărit aici. Am niște acte și uitați, adresa e aici, nu? Mi-a spus un vecin, cred că aici e numărul 12. Sigur nu e? Nu aici. Apartamentul 16. Poate e adresa 16. Greșită. Apartamentul 16? Da. Nu există, sunt 14 apartamente în blocul ăsta. Nu cred. Da, sunt atât. Păi, dar nu știu, mi se pare foarte ciudat. Poate e ceva ciudat. Greșit, poate e, nu știu, e alt Alexandru. Nu. Sunteți sigur? Siguranță. Sigur. Niciodată nu a fost în blocul ăsta un cabinet și da, nu la apartamentul zonă, 16, că nu există 16 apartamente. Poate e greșit numărul străzii, știți, pe aici un cabinet de avocatură? Poate nu, singurul cabinet de avocatură, e în centru, în clădirea aia mare de sticlă, dar nu e se numește altă așa. Stradă, nu? Da, e strada Olteniței, bulevard. Am înțeles. Da. Nu aici. Mulțumesc mult. O zi bună. Alex are foarte multe explicații de dat. Bine, în caz că există vreo explicație rezonabilă în situația asta. În timp ce Andreea pleacă înverșunată spre casă, Alex și sora lui pun din nou țara la cale, așa cum știu ei mai bine, cu minciuni și ipoteze. Mi-e frică Ioana să nu se dea Maria de gol. Nu cred. Mi-e frică să nu afle Andreea adevărul. Nu știu, mai vorbește și tu cu Maria. Mi-e spune că e foarte important să se dea bine și pe lângă Andreea. Spune cât de important este să păstreze lucrurile așa de aparență, ca să fiți cu toții bine, să puteți rămâne împreună. Andreea, sub nicio formă, nu trebuie acum să afle, dacă tot ai început cu minciuna asta. Ce anume nu trebuie să afle, Andreea? Ce anume? Iubire, ce ai pățit? Ce nu trebuie să aflu? Ce ai pățit, iubita? Ce-am pățit? Cum de n-am auzit-o? Am dat rău de belea. Nu cred că există nicio explicație credibilă pentru ce s-a întâmplat. Dar vreau să aud măcar ceva din gura lui Alex. Păi vreau și eu să știu ce se întâmplă aici. De ce ești nervoasă? Nu se întâmplă nimic, păi Andreea, adică discutăm și noi. Și vă aud spunând că Andreea nu trebuie să afle, ce nu trebuie Ai să aflu? Ai înțeles aflo? Tu greșit, noi vorbeam despre greșit? Altceva, da. Da? Mă faci fraier în față, nu mai auzi? Andreea, nu se nerva. Știi de unde vin? Unde ai fost? Am fost să caut cabinetul de avocatură unde s-au făcut actele de adopție pentru Maria. Ce ai căutat acolo? Surpriză, nu există. Dat telefon la numărul din dosar, surpriză, nu există. Și acum vin acasă să vă aud pe voi. Ce faceți? Complotați pe la spatele meu? Ce se întâmplă, Alex? Măi, Andreea, liniștește-te că nu e așa, nu e cum crezi tu. Stai liniștit, ai înțeles păi, totul greșit. Liniștiți-mă voi și spuneți-mi adevărul. Păi nu avem ce adevăr păi, să cum spune? Adică mă duc și umblu ca nebuna pe străzi? Întreb oamenii unde-i cabinetul de avocatură? Îmi râde un om în stradă în față că zice nu e doamnă niciun cabinet aici și nici n-a fost? Ce tupeu extraordinar pe capul lor să mă facă fraieră la mine în casă. Dacă Alex chiar îi spune Andreea adevărul, eu nu o să pic bine deloc, fiindcă sunt făptașa la minciuna lui. Cum adică?
Andreea, dar ce-ai căutat acolo? Ce au început lucrurile să devină din ce în ce mai ciudate, Alex, în casa asta. De ce? Și cu Maria și cu tot ce se întâmplă. Și nu contează de ce, de ce, de ce, că nu eu trebuie să dau explicații, tu trebuie să dai explicații. Te rog frumos să-mi spui tot ce se întâmplă. Îi place sau nu lui Alex, minciunile trebuie să ia sfârșit, iar adevărul trebuie să iasă la lumină. Probabil Andreea va suferi teribil când va afla că acum 8 ani a fost înșelată și că Maria este fiica biologică a soțului ei. Dar cu siguranță pentru fetița domnului Olaru, situația se va îmbunătăți. Spune, Alex, spune, ce prostie ai mai făcut. Haide, Alex, hai. Oftezi, pui capul în pământ, hai deodată. Gata, 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 vă spun. Maria... Da? Maria este copilul meu. Poftim? Și de ce ai mințit? De ce ai mințit, spune-mi și mie. Mamă, lasă, să spună tot. Că știai că sufletul meu cât arde să am și eu un nepot sau o nepoată, ce dădea Dumnezeu din partea ta? Mai ții minte, mamă, soacră, cum ai spus? Că Andreea, nu o să o iubești niciodată pe Maria, că nu te da din gură, că datorită ție. Iată cum te pedepsește Dumnezeu. Ție. Ce vină are până la urmă Andreea, dacă dumneavoastră ați vorbit așa de frumos? Că n-a putut să facă copil de aia. De un copil nevinovat. Repet, ce vină are ea ca și femeie? Iată e o opțiune, e o opțiune, Andreea, treaba asta? Adică ți-ai dorit tu? Ai făcut tu ceva în sensul acesta? Nu. Pentru ce te judecat eu de aspru? Am făcut tot posibilul să pot face un copil. Am mers prin doctor. Și cu cine? Cum? Al cuie? Lăsați că s-a descurcat fiul dumneavoastră altfel. Cum? Cum? Asta, asta vreau și eu să știu. Nu mai acuzați și nu mai loviți cu parul, că sunt de ce să nu acuzăm, Alex? Pentru că atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, tu erai căsătorit. Câți ani are Maria, Alex? Câți ani are? Corect. Și câți avem noi de la căsnicie? Domnul Ernest are dreptate. A fost o aventură, a fost o greșeală, trebuia să rămână doar la nivelul de aventură și de greșeală, dar din nu, păcate... Nu, nu trebuia să fie deloc, nu să rămână la nivelul de aventură. Și dacă tu ai știut că ăsta e copilul tău, păi de și ce? Ioana a știut, doamnă. Și Ioana, iau, și Ioana. De ce Ioana mi-a ascuns? Bravo. Credeam că suntem prietene, nu? Ioana ne-a ajutat. Cum? Ioana ne-a ajutat. Cum ne-a ajutat? Alex, totul ai tu pe Ioana un să ridici tonul. Ioana te-a ajutat să nu se afle până la urmă. Te-a ajutat pe tine. Gândește-te puțin, suntem prieteni, dar el e fratele meu. E fratele meu, e sânge din sângele meu. Cine e mama copilului? A fost o colegă de-a fiului dumneavoastră. Colega pe care aveau cunoșteai. Păi și de ce nu te-ai dus, dragă, lângă copil? De ce nu te-ai dus să-ți iei copilul mama, și cuneva? Lasă mama să spună, vrei să știi adevărul, dar nu mai pot să mai rab, nu mai pot să rezist. S-ar prea repede și nu mai pot. De ce ești așa? De ce nu mai pentru că până la urmă sunt niște întrebări pertinente, da? Adică ce s-a întâmplat, da? Ce s-a întâmplat, Alex? Din Cristina păcat... o chema pe mama Mariei, da? Și pe fosta colegă a soțului dumneavoastră. Cea cu care s-a distrat de altfel, o noapte. O noapte. Și din păcate a fost o distracție de o noapte, Cristina a rămas însărcinată, a vrut să păstreze copilul. Nu am iubit-o pe Cristina. Nu am iubit-o nicio secundă, nu a fost nimic altceva. M-a iubit pe mine, de-aia m-ai mințit 8 ani de zile. Te iubesc pe tine. Măi, dar a făcut și el o greșeală, a fost doar o greșeală. Alex, atunci de ce, mamă, nu te-ai dus lângă copilul tău și terminai cu ea? Da, de ce terminai cu ea și dacă o iubește? Pentru că se ducea lângă copilul lui să-și ia copilul. Mamă, din păcate Cristina s-a îmbolnăvit și a murit. Alex, știi că nu ți-am cerut niciodată nimic. N-am avut nevoie de nimic, însă acum, mai mult ca oricând, să știi că am nevoie de ajutorul tău. E foarte important. Ce s-a întâmplat? E vorba despre Maria. Maria? Ce-a pățit Maria? Maria n-a pățit nimic, însă o să rămână singură și va trebui să te ocupi de ea. Stai puțin că nu înțeleg. Cum adică rămâne singură? Cristina, de ce rămâne singură Maria? Alex, tocmai ce am aflat că am o boală gravă, incurabilă, nu am aproape nicio șansă să scap. Îmi pare rău și știu că va trebui să o minți pe soția ta. N-am vrut să te pun niciodată în situația asta, Alex. Dar nu am pe nimeni, știi foarte bine. Părinții mei nu sunt, nu am rude apropiate. Ești singura persoană care se poate ocupa de Maria. Da, Cristina, este vorba de Maria și cu siguranță nu o voi lăsa. Îți dai seama că nu o voi lăsa. Voi
căutat să găsesc o soluție, dar îmi pare extraordinar de rău să aud așa ceva. Nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu știu ce să mai zic. Deci nu-ți face niciun fel de griji despre Maria. Voi găsi cu siguranță o soluție. Cu siguranță o să vă fiu alături. Îți mulțumesc, Alex. Mulțumim. Soțului dumneavoastră nu prea îi convine adevărul. Dânsul a crezut că o să o țină așa până la adânci bătrâneți, până când Maria va fi mare, bine mersi. Maria știa că tatăl ei este mai... Așa ceva se afla. Odată și odată trebuia să gândești. Maria știa că tatăl ei este mai special. El trebuie să plece. Hai, e special. Că el nu poate să stea cu ele. Am căutat să protejez. Ce să protejez, Maria, Alex? Și pe tine. Ai mințit și ți-ai bătut joc de toată lumea, asta ai făcut. Ați căutat să nu se afle, nu ne mai luați de fraier în momentul de față, pentru că nu aveți cum să pretindeți că ați protejat-o în vreun fel pe fiica dumneavoastră. Pentru că scumpa dumneavoastră soție, cred că ne poate confirma, de Paște, de Crăciun, era nu cred acasă. Că se... Exact, și atunci fiica dumneavoastră ce se întreba? Mami, tati, unde este? El a căutat să-și protejeze pielea lui. Asta a făcut. Poate așa vedeți și poate un mic adevăr e și acolo. Nu ți-a poate. Păsat nici de mine, poate, nici de copilul tău. Dar nu poți să zici că nu mi-a păsat de tine. Nu poți să... Domnule Ernest, nu puteți să spuneți că nu mi-a păsat de Maria. Într-adevăr am greșelile mele, recunosc. Da, cu toții greșim, suntem oameni. Doar că unii comitem niște greșeli mai mici, alții niște greșeli mai mari. Până la urmă, cine sunt eu să... Ce? Dar îmi pun și eu întrebarea aceasta ca și părinte. Dar cum le-ați putut, vreme de 8 ani de zile, să fiți prezent cu porția în viața fiicei dumneavoastră? Pentru că de altfel, Andreea, cred că poate erau bune și frumoase, nu? Soțul tău era vesel, zâmbitor. Foarte iubitor. Nu cred că vedeai stând pe aici și rozându-și unghiuțele, gândindu-se, mamă, ce-o face Maria acum? Alex, trebuia să i-ai fi spus despre ce e vorba. Și divorțam și terminam totul, nu? Nu se știe. Dar trebuia să iei copilul lângă tine, să ai grijă de copil. Asta trebuia. Și dacă ea accepta bine, dacă nu, nu. Copilul era primordial. Am căutat să nu supăr pe nimeni și m-am îngropat în minciuni, din minciună în minciună, așa este. Nu, asta e o mare tâmpenie ce ai făcut tu. Și să-ți fie învățătură de minte. Nu, asta voiam să zic. Asta voiam să zic. Cristina a fost de acord cu tot ceea ce s-a întâmplat. A fost de acord ca el să nu fie în viața Mariei. Dar cred că a fost ea, foarte deci, fericită ascultă-mă. Și femeia aia. Ascult-o și pe Ioana. Ascultă-mă, ascult-o, Andreea, a fost decizia ei să păstreze copilul și a spus că ea nu vrea nimic de la Alex. Și totuși, Alex a fost acolo de câte ori a avut nevoie. Alex. Nu sunt un martir. A ajutat cu bani, a ajutat atât cât a putut și a încercat să facă fericită pe toată lumea, așa cum a știut el. E ușor să judeci, dar a făcut cât a putut. Oricum, mamă, soacră, nu mai contează nimic. Poți să fii fericită acum pentru că o să divorțez. Eu cu omul ăsta pe care nu-l mai recunosc, nu mai trăiesc. Deci gata! Asta e o situație gravă, tu nu-ți dai seama ce situație e asta. Cum? Adică era nepoata mea și eu m-am comportat așa cu ea, că-mi vine, nu știu ce-mi vine să fac acum. Dar a fost alegerea ta. Cum să mă apropii eu de copilul ăla acum? A fost alegerea ta să te comporți așa cu un copil? Poate. Dacă veneai și îmi spuneai adevărul. Nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar oricum să trăim o viață, să trăiești o viață dublă cu două familii, 8 ani de zile, să vii cu un copil să-mi spui că e al unei colege care a murit, săraca. Tu tot timpul ai exagerat și o să exagerezi, fiindcă tu nu poți să accepti ideea că noi nu suntem de acord cu tine. Ne dorim toți o a doua șansă, nu? Uite că o primești, na. Cu toate că nu prea o meriți, dar... Până la urmă, fiica dumneavoastră merită să aibă parte de o familie. Am căutat să-mi acopăr o greșeală, într-adevăr văd cea mai mare prostie. Trebuia în momentul de față, sincer. Când mi-a explodat în față chestia asta. Și tu ce ai ales să faci când ți-a explodat în față? Să continui minciuna, în loc să vii să-mi spui adevărul. Nu, am căutat o soluție pentru Maria. Nu, ai venit și m-ai mințit și m-ai făcut ce? Să-ți adopt propriul copil? Tot respectul, dar ceea ce ați făcut dumneavoastră nu prea se cheamă a fi o soluție, da? Adică oarecum ați șantajat-o pe propria fică. Eu nu te mai recunosc. De față cu Andreea vă spune tati, dacă cumva se află că sunteți tatăl ei, vă va pierde și pe dumneavoastră. Așa ai făcut? Dacă vrei să locuim împreună,
Dacă nu, o să plec și eu ca și mami. Ok, nu, tati, rămâi. Lasă, mergem împreună, promit că nu te supăr. Promit că fac așa cum ai zis, haide. Gata. Sigur? Uh-huh. Trebuie să înțelegi, Maria. Ești fată mare, de acum încep să judeci, e normal. Ești un copil care trebuie să te maturizezi mai repede, din păcate. Măi, nu, Alex, vezi? Eu te știam un om cu principii, un om sincer, un om corect. Ce s-a întâmplat cu tine? De 10 ani, 12 ani? Ce s-a întâmplat cu tine? Cum să faci așa ceva? Ce pot să fac acum? Luați-mi în cap, am greșit, într-adevăr. Cum să-ți ameni propriul copil? Spuneți până la urmă soției dumneavoastră adevărul, da? De ce nu ați putut să-i spuneți adevărul mai devreme? V-ați temut că o pierdeți? V-ați temut că Andreea va pleca, va divorța, când va afla că aveți copil cu o altă femeie? Da. A fost atât de greu să spuneți adevărul? N-ați învățat nimic? Dar de ce nu mi-ai spus acum? Mie, mamă? Mie să mi-o fi spus doar. Și cu ce da, mă ajutai? Mamă, dădeam un sfat, mamă. Tu erai cea mai importantă. Un sfat și îți deschideam capul și spuneam să-i spui corect. Și ia, lasă-mă puțin. Și dacă veneam acum 8 ani de zile și spunea, ce făceai? Nu știu, plecai de lângă Alex. Mine și mă lăsai. Nu știu, poate aș fi înțeles, poate. Dacă veneai și îmi spuneai adevărul. Nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar oricum să trăim o viață, să trăiești o viață dublă cu două familii, 8 ani de zile. Să vii cu un copil să-mi spui că e al unei colege care a murit, săraca, și că tu ești milostiv și hai să o adoptezi, să fie copilul tău și să-ți obligi copilul să-ți spună Alex în loc de tată. Și de eu simt că îmi explodează capul. De nerecunoscut ești, josnic, Alex. De josnic, Alex, josnic. Nu se poate să faci așa ceva. Nu ești tu, nu-mi vine să cred că tu ai făcut. Dacă erai un bărbat cu coloană vertebrală, veneai cu 8 ani și îmi spuneai, băi, am făcut o greșeală, am avut o aventură și femeia a rămas însărcinată. Andreea, și vedeam ce făceam. Nu a vrut să te supere. Știa și de acum, atunci, acum dar sunt știa supărată, de atunci Ioana? Ce greșeală a făcut. Știa de atunci. Andreea, nu am fost dar lângă tine. Nu mai putea da n-am fost în fiecare clip alături și de tine. Și tu ești femeie, trebuia să-l sfătuiești de bine, nu să-l sfătuiești să trăiască minciună. Ioana m-a ajutat, Ioana ne-a ajutat. Eu l-am sfătuit, dar dacă el a zis că nu are putere să spună, ce era să fac, să vin eu să spun, dar nu era treaba mea. I-ai să acoperi fac minciuna. Ai greșit și tu foarte mult, Ioana. Foarte mult. Mama, dacă el m-a rugat, dacă el m-a rugat să mint, ce era să fac? Înseamnă că totul tu i-ai implantat. Doamne, și la tine v-ați nu puteam vreodată, să vin. Tu i-ai implantat în cap. V-ați întrebat vreodată oare cât din toată situația aceasta este și vina dumneavoastră? Pentru că fiul dumneavoastră știa că nu o placeți deloc pe Andreea. Și știa că veți folosi această informație ca să puneți punct acestei căsnicii. Adică n-are sens să ne mințiți acum frumos, da? Nu o vreți pe Andreea, nu o placeți, nu ați plăcut-o și considerați da, că fiul dumneavoastră recunosc ar avea o viață mult mai bună alături de o altă femeie. Recunosc acest lucru și să vă spun de ce n-am plăcut-o. Pentru că îmi doream cu atâta ardoare să am un nepot sau o nepoată. E, uite că ai încât, acum. Încât nu am, nu concepem să nu am. Uite că ai nepoată și te-ai purtat urât cu ea. Am văzut că a venit cu ea și era și mare și a venit cu un copil mare și a spus ei de ce nu m-ați consultat și pe mine să-mi spune și mie, păi voi dacă adoptați un copil de la 10 ani, păi, domnule, în loc să luați unul mic ca să-l puteți să crește, să se adapteze. De rău, dar în momentul în care v-ați manifestat așa pe față sentimentele vis-a-vis de Andreea, chiar credeați că ce, că vă mai cheamă cineva să se sfătuiască cu dumneavoastră? Pentru că i-am spus să meargă la medic. Am mers. Și nu a insistat. S-a dus la un singur medic și s-a complăcut așa. Și s-a împăcat cu ideea că nu poate să facă copii. Măi, mamă, tu nu ne-ai ascultat niciodată. Nici pe mine, nici pe Andreea. Niciodată nu ai ascultat. Întotdeauna ai fost cu gura pe noi să facem cum vrei tu, să mergem numai după calea ta. Cum voiai să mai fim deschiși față de tine dacă tu în permanență ai fost așa? Oricum, mamă, soacră, nu mai contează nimic. Poți să fii fericită acum pentru că o să divorțez. Eu cu omul ăsta pe care nu-l mai recunosc, nu mai trăiesc. Foarte deci gata. Foarte bine, foarte bine. Mă bucur. Mă bucur tot bucură-te foarte mult. Să nu te mai prind că mai vii pe aici. Termin definitiv. Uh-huh. Și tu, cu tine am să port o discuție. Hai cu mine. Da. Bravo, Ioana. Bravo. Mi-ai făcut-o și tu și fratele tău. E posibil așa ceva? Să nu-mi spune și mie, mă? Băi, cum să spune, mă, mamă? Cum să spune? Nu spui, mă, nu sunt mama voastră, păi, mă. Eu trebuia să fiu prima care știu, mă.
Tu eu, tot timpul pe... să ne cerți, mamă, tot timpul ne da, cerți. Da, mamă, că uite, numai prostii faceți. Numai prostii, numai tâmpenii. Numai tâmpenii, spune-mi și mie, e posibil. Dar era datoria mea să vin să spun. Da, mamă, cum a fost de ei, băga lui în cap și el a venit să-și ceară ție părerea și tu ai dat sfatul, puteai să vii, mă, mamă, uite ce a făcut fratele meu, uite ce... Și ne consultam în familie, mamă. M-am pus să nu spun nimănui, cum puteam mamică, să vin să înșel încredere. Mamă, tu te iei după normal el. Normal că e fratele meu. Trebuia să vii la mine, tu. Tu de-aia sunt supărată pe tine și te vinovățesc pentru că tu ești de vină. Trebuia să vii la mine, mă, mamă, uite ce a făcut fratele meu. Uite ce, ce facem în situația asta? Că știi foarte bine că eu n-am suportat-o pe, pe fata asta. Măi, mamă, dar numai tu ai probleme cu Andreea, numai tu nu o suporți pe Andreea, este prietena mea și îl iubește foarte mult pe Alex. Că-i de atâta timp, ascultă-mă, de atâta timp nu ai putut să accepți faptul că femeia asta chiar s-a chinuit și că îl iubește pe Alex foarte mult. Și cu ce mă încălzește pe mine că îl iubește? Când păi, dar nu, el, trebuie să facem uite să ce iubim. Multă iubire a avut, că el s-a, făcut, s-a dus și a făcut copil cu altul. Cum vă explicați că soțul dumneavoastră nu a pus punct acestei căsnicii? Cum vă explicați că nu a început o viață alături de Cristina? Cum vă explicați că a dat-o pe fiica lui, singura lui fiică la o parte, pentru a petrece timp cu dumneavoastră? N-are o explicație. Dar am eu. Pentru că am iubit-o și pentru că o iubesc. De aceea, Maria a fost o greșeală. Andreea, întotdeauna te-am iubit și întotdeauna te voi iubi și întotdeauna am fost alături de tine și nu am lipsit de lângă tine. Că poți să faci copil, că nu poți să faci copil, pentru mine tu ești aceeași. Ai fost, ai rămas și vei rămâne aceeași. Păi și cum poți iubi pe cineva atât de mult, dar totuși să-l minți constant? Asta mă întreb. Pentru a nu răni, pentru a nu-i face rău, tot din dorința de a iubi. Într-adevăr, îmi dau seama în momentele astea că a fost o mare prostie. Acum abia îți dai seama? Până acum nu ți-ai dat seama? Nu mi-am dat seama până acum. Nu? Și nu cred că s-ar fi deșteptat soțul dumneavoastră, doar că a fost constrâns de împrejurări, da? Viața a schimbat macazul. Nu mai prostii păi faceți? Poate de-aia facem, că am vrut tot timpul să ne controlezi și nu ne-ai păi lăsat să luăm prostii, deciziile, dacă sigur. Voi venea și discutam în familie și noi ca o familie normală, cum se consultă familiile. Așa? Mai ales la o situație de genul ăsta. Păi asta e o situație gravă, tu nu-ți dai seama ce situație e asta. Cum? Adică era nepoata mea și eu m-am comportat așa cu ea, că-mi vine, nu știu ce-mi vine să fac acum. Dar a fost alegerea ta. Cum să mă apropii eu de copilul ăla acum? A fost alegerea ta să te comporți așa cu un păi copil. Mamă, toți copiii trebuie iubiți, indiferent ai cui sunt. Nu poți să te comporți așa cu un copil. A fost întemeiată pentru că ați făcut o prostie. Era un copil mare deja, avea 8 ani. Da, dar nu, era un copil. Era un copil, dar nu trebuia de 8 ani. Dacă făcea o chestie asta, trebuia să mă întrebați și pe mine și să luați unul mai mic, să-l creșteți voi ca să-l adaptați voi, să se ia după voi. Tine. Te comporți ca și cum era copilul tău, băi, nu este vorba despre tine, dar înțelege odată. Înțelege că de mici ne-ai controlat și ai vrut să facem toți să jucăm ceva? Cum ai cântat tu. Știi ceva? Să fie ultima dată că mai faceți prostii de genul ăsta. Tu tot timpul ai exagerat și o să exagerezi, fiindcă tu nu poți să accepti ideea că noi nu suntem de acord cu tine. Sunteți copiii mei și trebuie să știu de soarta voastră. Voi doi sunteți tot ceea ce acest copil are pe lume. Fără voi... Dacă... Așa este, Andreea. Alex. Andreea... O pui paie pe foc. Lasă-mă să spun ce am de spus. Andreea, nu gândești limpede. Te ascult. Scuză-mă. Dacă... Scuză-mă. Dacă o să mai dau o șansă căsnicii este, e doar pentru Maria momentan. Tocmai pentru că nu vreau să mai pierdă încă o familie. Dar între noi doi nu știu... Nu știu dacă pot să mai îmi recapăt încrederea în tine, o să vedem în timp. Ne dorim toți o a doua șansă, nu? Uite că o primești, da. Cu toate că nu prea o meriți, dar... Până la urmă, fiica dumneavoastră merită să aibă parte de o familie, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că, din păcate, datorită acțiunilor și datorită lașității dumneavoastră, ea nu a avut parte de acea familie. Pentru că tati lipsea foarte des. Da, n-a avut parte săraca nici cât a trăit mama ei, n-a avut parte nici de când e la noi, pentru că na, ea m-a perceput pe mine ca pe un dușman, probabil, dar de acum încolo... Tu? Ce-i cu tine? N-ai plecat nici acum? Nu, n-am plecat. Te rog să pleci.
Poate mamă, rog să pleci. Mamă! Mamă soacră, cred că am înghițit de la tine 10 ani de zile tot ce se putea înghiți și am pus capul în pământ mereu pentru că m-am simțit vinovată că nu-ți pot oferi un nepot. Dar gata, s-a terminat. Nu mai pot. Nu mai pot. Uite, uite unde s-a ajuns. Uite-te și tu. Nici acum nu-ți pare rău? Atâta l-ai pistonat și pe Alex și pe mine și pe toată nu lumea. Nu-mi pare rău. Pentru nu-ți tine pare rău? Nu-mi pare rău. Nu-ți pare nu-mi pare rău. Ar trebui să-ți pare rău pentru nepoata ta. Doamnă, chit că până la urmă, având în vedere că alegerea le aparține lor și nu dumneavoastră, chit că până la urmă această femeie, da, căreia acum îi arătați ușa din propria ei casă, da? Adică până la urmă oamenii aceștia au construit casa asta împreună. Este și a Andrei, cum este și a fiului dumneavoastră. Dar trecem peste detaliul acesta. Această femeie, da, este cea care o să vă crească nepoata. Nu se știe. Ba, dacă mă crește sau nu. Toată viața de acum colo, cu copilul ăsta, ei nu o să mai aibă o casă cum trebuie. Mamă, tot timpul mamă, o să aibă repercursiuni. Mamă, măcar o dată, lasă-ne și pe noi. Din cauza ei. Că mamă, ea o să-i sară în cap și o să zică, mamă, tot timpul o să se ceară. Va fi mai bine cu alta? Haideți să spunem că Andreea pleacă. Va fi mai bine cu oricare alta care să vină și să-i crească. Da, pentru că poate o să știe copil de la început. Nu e adevărat. Se cunosc de la început, știe toată situația, așa o să-i reproșeze toată căsnicia că l-a mințit și tot timpul așa. Nu e adevărat. Auzi, mamă soacră, gata. Serios, gata. Oprește-te cu veninul ăsta pe care îl torni. În al 12-lea ceas, te rog frumos să încetezi. Ți-am înghițit destule. Dar e momentul să-ți vezi de viața ta și să ne lași pe noi în pace. Eu sunt dispusă să-i mai acord lui Alex o șansă, cu toate că nu merită și ar trebui să-mi mulțumești tu mie. Mamă, în al 12-lea ceas, te rog, am de reparat o greșeală mare, da? Te rog mult, taci, nu mai ascultă, dacă o vrei pe nepoată, dacă vrei să o vezi pe nepoată, ascultă-mă pe mine și joacă cum spun eu. Lasă-mi să-mi repar greșeala. Alex a primit astăzi șansa vieții lui și odată cu această nouă oportunitate se naște Maria, care poate să-și înceapă noua viață în ritmul ei, de copil, fără a fi îndemnată să mintă sau să se prefacă. Astăzi, adevărul este o victorie. O victorie pentru un copil cu un suflet pe jumătate stins. Pentru că nimeni și nimic nu îi va putea înlocui durerea provocată de plecarea mamei sale printre îngeri. Nu știi altceva decât atelier și somn. Atât. Îl vezi, mă, pe ăla de acolo? Da. Ăla-i cu natele. Și aia nu-i sormă. Datoria ta e acum să-ți ajuți familia. Asta este. Trebuie să-l susții și pe Sami. Crezi și tu lui Bebe, care atâția bani, chiar nu ai acces deloc la banii lui. E bărbatul tău până la urmă. Eu muncesc să-l întrețin pe fractul. De astăzi, tu vei lucra pentru mine. Chit că vrei, chit că nu. Dacă mai vine ăsta odată cu o fază de asta, băi, eu jur că fac o nefăcută, ești nebun. Ție ți este frică de el? Ai grijă că pornești ceva ce nu o să poți controla. Tu ai ajuns să-ți omori soția în drum cu golănii? Ei tot ce are pe el. Ne putem să îi băgăm pe aia, prietene? Și ce înseamnă șantaj? Înseamnă infracțiuni. Mizeriile alea ce facem? Când le ștergi în telefon? Vedem dacă mă scutești de vreo 10-20 de ani de muncă, ți le șterg. Să înțeleg că acum e un preț. Bă, uite, trec și eu pe la tine, că am nevoie să-mi decartezi și mie ceva. Mi-a dat bani, mi-a zis cine ești, ce faci, cu ce te ocupi și asta e tot. Pentru început dau filmulețele alea mai departe, că ați de-ai uitat de ele. Și ai de gând să-i arăzut sorta acum? Vreau că încerc să mă cam calci pe nervi. Ce se întâmplă, mă, dacă te enervezi? Bă, cerci atât de mult să ascunzi micul tău derapaj încât ești capabil să riști totul?